Pe nebune! Dai să te fac! Vai, dar pe tine te știu de la emisiune, dar ești chipăroasă rău de tot să mor eu. Vino cu acea să te știți că azi e sâmbătă în Casa Iubirii și avem invitat special. Eu sunt invitat special astăzi la voi. Am venit aici cu Miranda. Vorbește frumos cu fetele și tu. Că iar mă enervezi. Dar nu mă faci asta de râs pe unde mă duc de m-am săturat de râs. Ai grijă că te duc cu căruța în cai. Danga, poți să mă zic ceva? Ia spune. Fă nebună, ce faci? Fă nebună! Se faci de râs pe aici! Băieții din partea noastră și-o băsuri. A venit și noi din șatra, mă faci de râs pe aici! Ne avem valoare! Avem valoare! Bă, de cine te-a luat să te ia și pe tine? Mâncați-o zguriță, dar ce rușai! Nu-i așa că-s frumoase? Vreau să vin și-o acela la voi concurentă, mă primi și pe mine aici? Dar pentru cine? Ghicitoarea Miranda! Miranda, sunt! Dar ce e acolo? A venit aici! Da, dă-mi să te pup, serios, de unde ai să te pup? Hai să luăm o mesuță. Da, asta rău de tot, serios. Da, mi-ai dat, mai dăm. Eu te duc de la emisiune. Prima fată la ciordit, acum 50 de lei, hai. Hai, fetelor, prima, pune-te acolo, stai că trebuie să stai pe glob. Haideți, fiți atenți, am o propunere pentru voi. Astăzi vă ghicesc gratis, în glob, în boabe, în cărți, în ce vreți. Banii, banii vreți. Vă ghicesc viitorul, de-aia am venit. Fiți atente, o să iau masa, o pun acolo și vă chem eu una. Hai, vă iau, dată! Găsim și mersul și l-a schimbat Emanuel. Uite-te la el cum are. Deci că calcă pace. Așa. Larisa, sun prea tare. Alea nu, alea mi le pui aici. Mi le pui aici. Mamă, că te-au spus la casă. Hai, prinde-le. Și Emanuel e nebun. Hai vino tu prima, că ești supărată. Dar fii atentă, te pui jos acolo. Da, mă pun acolo. Dar de ce tu stai pe pătură și ea? Da, eu stau și pătură. Da, pia mea. Nu trece rochea. Hai. Pia mea. Cum te cheamă, că am uitat? Ghicitoarea Miranda sunt. Ghicitoarea Miranda. Miranda. Spune-mi, draga mea, mă mărit anul ăsta. Ce vrei să știi? Eu nu pot să ghicesc aciulea pentru că nu mi se dă voie decât de... Opa! Strădețele, da, sigur. Spune-mi, trebuie să te țin din mână, să conectăm ceva? Da, așa, okay. Că știe, mi-ai fost? Da, de asta te întreb, da. Mi-ai fost? Și cu mâna asta, rată, era și asta, așa. Ia fi atent. A, să ascult. Când se face ăsta galben, ghicim aciulea, da? Ajutăm. Închid ochii? Să închizi ochii, da? Ok. Și acum când deschizi galben, uite-l, iată-l. Nu e albastru, e galben, ți se pare, nu e albastru, e galben. Sunt mai multe decât iată-l. Ok, ce se întâmplă? Ce vrei să știi? Frumoasul, că frumoasă ești, Doamne. Tot vreau să știu. Ce se întâmplă? Cu viața ta? Cu tot, cu tine. Eu văd așa în privirea ta că ești o fată frumoasă, dar tristă rău de tot. Cum ești tristă eu? Așa mi se pare mie, mâncațaș, dacă nu ești tristă rău de tot. Mă uit în ochii tăi și văd că ești tristă rău. Simt așa că ai o iubire în suflet, dar și o durere. Da? Da. Dacă să treci de durere, trebuie să dai drumul la iubire. Dacă dai drumul la iubire... Păi și nu crezi că nu simți că eu dau drumul la iubire? Ba da, dar prea încet. Dă-i mai tare, dă-i mai cu vlagă, că ai 30 de ani. Dă-i mai cu vlagă acolo, bagă-te pe el, nu mai stă. Dă-i. Lasă-l în pace, dă-i acolo așa și mergi mai departe. Ole. Uite, dacă s-a stins lumânarea, am dreptate, ia uite, ia uite, vezi? Uite, o rămas una. No, viața mea, că asta mă interesa. A, asta de aici. Da, bule, mamă, dacă eu n-am dreptate. Dar el mă place destul. Trebuie să-l lași și pe el să vină mai mult la tine, că tu nu le-și deloc. Te abții, nu te abține, că ești fată, dă-i acolo bătaie, că n-ai nimic de pierdut. Aole, serios? Da. Și mai văd așa... Că o să câștigi emisiunea asta. Serios, dar o să câștigi. Nu mulțumesc, am nevoie. Da. No. Gata programul la mulțumesc, tine. Gata, te-i. Gata, te-i. Repede. La 15 mai departe. De ce curau să mă riu? Că dacă eu mai atras de aia, să aia de mine. Dar știi cum mă cheamă, doamnă? Dacă e cu sonul, știu, fii o țigancă, dar a fost și-o până la școală. Ia uite, Bianca. Scrie acolo Bianca? Da. Da, dar trebuia cu capa scris aceea. Mai, ce faci, Bianca? Bine, maică. Frumoasă ești. Mulțumesc. Dar rea de gură. Ei. Până la Dumnezeu ești rea de gură. Eha. Ia fii atentă, că acum eu mă uit în globul ăsta, ciulea, și nu văd nicio iubire pentru tine. Nu văd curând o iubire aici la tine, nu știu ce cauți tu, dar ești fată bună și ești inteligentă. Și sunt sigur că o să-ți găsești iubire. Ai ruși pe dinți, doamnă. Da? Da. Nu, e dinții roșii. N-a avut aur și am luat de sârmă și am înroșit eu, i-am făcut eu. Da, e așa, da. Mișto, da. Gata și la tine, că 15 lei a trecut. Mulțumesc. Hai. Da, frumoasă ești. Văd că o să ai și puradei. Cât?
Șanse pură de un să ai, o să ai numai fete. Doamnă, dar Radu ăla nu are, nu are, nu să-i văd ța copii și să-l mărg după patru. Păi cum să nu ai, pe care și pe ăla-l văd, băiat de case, muncitor la locul lui, cu case, cu familie, dar cu tot ce vrea el. Dar câte copii, defecte n-are sau ce? Poftim? Defecte Radu n-are? N-are defecte, e frumos, e șucare, are haz, are talent, are tot ce vrea el, are băiat bun. Păi ce să ai băratul ăla? Așa, tu ai cu urutul. Da, doamnă, ai mai multă barbă decât dreptate. Ai mai multă barbă decât dreptate. Te pup și îți urez succes, Aciulea, și sper să te măriți, că e păcat de tine, faci niște puradei frumoși ca tine. Cochi verzi, sălbaștri. Da, da. Hai, gata, pe hai, hai, de următoarea. Hai, următoarea. Hai, pe fata asta, că e foarte frumoasă. Ce frumoasă e fata asta, mâncaia e... Ce s-a uitat la tine, fata aia, țigarul urât? Bă, nebunule, că te-am luat, ai găsit de pe stradă, ai grijă că vorbești cu mine. Ia uite, aoleu, nu bătaie, nu bătaie, acasă, te dau direct. Eu vreau să văd cum se pupă Radu cu Emanuel. Să se pupe Radu cu Emanuel, măcar... Ha, mă, citește la Nicoleta. Ce buzișoare ai, da frumoasă ești. Vreau să știu dacă mă măriți și eu la anul. Aupă, Nico. Eu pot să zic ce că la tine are băiatul ăsta al meu? Văd o iubire adevărată acolo, da. Și văd că plecați împreună, da, Ciulea, din emisiunea asta, mâine. Dar nu o să te vă fericită. Mâine. Ia fi atentă, băiatul ăsta te iubește sincer, da. Și eu îl cunosc pe Sorinache, ăsta-l știu și să mor eu dacă nu-l iubesc maxim, pentru că e așa, e curajos și se vede că ține la tine. Dar mai vorbește și tu mai mult cu el. Mai bagă-l în seamă pe televizorul ăla. A zis că sunt plictisitoare. Cine a zis? Toată lumea. Ești tăcut atâta, ești retrasă pe el, tăbărâți, măi, pe ăia, mă, pe acolo, mă, nu mai stați, bă, așa, bă. Ți-am zis, te iubește, văd acelea iubire, văd acelea bani, da, să mai vine și de la tine ceva. Când te văd că stai așa câteodată pe el, tăbără acolo pe el, nu lăsa să respire, sufocă-l. Sufocă-l, care are nevoie de sufocare. Da? Mulțumesc pentru sfat. Hai, te pup, te mulțumesc, pup. Dacă vrei să-ți mai dau, sărul mâinile, sărul mâinile. Hai că sunt a ta, tău cheresc. Bine ai venit, faine bună, cea mai frumoasă din șatră, King. Dar pe ce e numele ăsta, Kinga, de unde e? Din șatră, fă. Vezi că ăsta îi place de tine, mi-a zis dacă este de la televizor. Mă mor după tine, după ochișorii tăi. Păi te duci, uite urâta asta, ce mă duc eu cu urâta asta, mă. Te-am găsit și pe tine. Da, tu ești frumos. De grijă cum vorbesc, că gândesc de tine. De frumos. Fă-ți treaba și adu banii acasă, că avem nevoie. Ia fii atent. Tu ești frumos, e rău de tot. Dă-ți și mie ceva. Dar ție nu-ți place iubirea, Paciula, observ. Ție nu-ți place deloc iubirea. Dar ce se întâmplă cu tine de aici, așa că e păcat de tine? Zice că... Ce spune Dunga, că e acolo iubire? Uite, aici așa este o iubire, dar pe la 40-50 de ani așa e. Nu văd o iubire acum, nu văd o iubire acum, nu? Dă-i acolo, poate se vede mai bine. Se vede mai bine. Nu. La tine știi ce văd? Ia. Fii atentă, dacă se întoarce cheia, o să ai 10.000 de euro anul ăsta. Dacă nu se întoarce cheia, pleci acasă. Ia să vedem. Ia fă țigăne tu, băștene. Hai să vedem dacă se întoarce cheia sau nu. Ia. Se întoarce cheia. 10.000 de euro. Vă, 10.000 de euro. Ciulea la gata, ea. Să rămână. Bravo. Mai îndai 15 lei. Hai să te pup, frumoasă. Mai îndai 15 lei. Să te binecuvânteze Dumnezeu. Fătină, te iau în șatră cu mine. Cea mai halandită, vii după noi, facem bani. Doar femeile. Da, plec rău de tot. Da, frumoasă ești. Am un puradel pentru tine în șatră. Nu vrei să fii acolo? Lasă-l pe urâtul ăla de Ionuț. Cu ăla ești. Mie îmi place de el, de-i vagabond. Dar să du-te și tu la Emanuel, că e un băiat cu minte și de treabă. Vezi că își vede de treaba lui. Pe treaba ta tângă, Emanuel, se cheamă. Ție îți place de el și el te place de-l văd așa. Îi place să umble, eu așa-l văz, aciulea globul ăsta, serios, și nu mă și minte. Și crezi că nu m-aș potrivi cu un vagabond? Ba da, ba da, că și tu ești. Ce vagabond? Ionuț e fraier, Ionuț, băiatul ăla, nu știe ce vrea de la viață. Bagă-te mai bine cu Emanuel. Ia fi atentă. Fii atentă și cu tine termin repede. Dacă spun cheia asta în palme, dacă se întoarce cheia, ăla te iubește și te vrea de nevastă acasă, să face 10 furadei. Dacă nu se întoarce cheia, nu te iubește. Să vedem dacă se întoarce. Ia vezi. Nu se întoarce. Gata, nu te duc. Nu te duc cu băiatul. Mulțumesc, doamne, lasă văd eu ce fac cu el. Văd ceva cu el. Dai grijă, ai grijă la el. Că te iubește, te iubește, dar e pretențios. E pretențios rău de tot, haul. Asta, că o vedea noi cum o fi. Da, acum... Ce trofeu, dă-te că te iau. Și te nenorocesc, nebună. Du-te odată că... Mai zăpăcit aici că mă faci de râs.